Cetățile dace ce denunții orăștiei se numără printre prioritățile mandatului dumneavoastră? Cetățile dacice, știți că, spre deosebire de Roșia Montană, pe care vrem să o punem în lista tentativă UNESCO, beneficiază deja de o poziție recunoscută în lista patrimoniului mondial al umanității, toate ca un grup. Problema acolo apare dintr-o fragmentare a proprietății asupra acestor locuri. Ministerul Culturii a avut proprietatea doar la Sarmizegetusa și a transferat această proprietate Consiliului Județean Hunedoara. În 2012, dar celelalte cetăți sunt, terenul pe care se află ele, sunt în proprietatea Rom Silva, în proprietatea unor persoane particulare. Există o fragmentare a proprietății. Asta ar fi o problemă. Pe de altă parte, o altă problemă, detectoriștii sau braconajul arheologic, faptul că există tot felul de persoane care umblă acolo cu detectoare de metale, care fac mici gropi neautorizate. Mici, mai mari, numai în toamna trecută au fost 400 la celelalte cetăți dacice în afară de Sarmizegetusa Regia, așa cum spuneați, care este în administrarea Consiliului Județean Hunedoara și care deocamdată pare a fi un pic mai protejată, să celelalte sunt într-o condiție de vulnerabilitate fantastică. Așa este. Și știți că acum Parlamentul are pe agendă o lege care gândește posibilitatea unei administrări comune a acestor cetăți, dar fiindcă ele sunt înscrise în patrimoniul UNESCO. Ce înseamnă administrare comună? Să treacă toate în subordinea Consiliului Județean? Să existe o entitate care să le cuprindă pe toate și care să asigure protecția necesară, pentru că aici vorbim. Înainte de toate, vorba despre protecție. Despre protecție. Aveți idee care este valoarea fondurilor cheltuite de statul? Român pentru a recupera brățări dacice. Brățările dacice care au fost repatriate din Italia, din Spania. Milioane de euro, da, cheltuite pentru a recupera ceea ce s-a furat din cetățile dacice. Exact. Aici e un fenomen, nici măcar nu mai putem vorbi de piață liberă, pentru că sunt practic obiecte care sunt vândute. Clandestin, scoase din pământ, vândute clandestin, ele părăsesc teritoriul României și eventual o parte din ele le putem recupera după procese îndelungate și după eforturi conjugate ale poliției, ale Europolului. Și atunci n-ar fi mai logic aceste fonduri să fie direcționate pentru a proteja siturile? Bineînțeles. Să nu mai dispară comorile de acolo, în loc să alergăm prin toată Europa, să cheltuim foarte mulți bani, investigatori, recuperând aceste Bineînțeles, comun? Deci asta aici cred că trebuie să vorbim în primul rând de o putere mai mare dată în respectul legii, fiindcă toate astea sunt prevăzute prin lege, dar nu sunt respectate. Faptul că aceste cetăți sunt păzite de un număr mic de jandarmi, de angajați, de fapt cu paza, de firme de pază, în anumite situații când e vorba de proprietăți private, toate astea ar trebui poate armonizate la nivelul întregului ansamblu dacic și gestionate cu o singură legislație, de o singură entitate, care să fie eventual o entitate neutră. De cine? Neutră, adică nu neapărat în administrarea unui Consiliu Județean sau unei primării sau unui minister, ci mai degrabă o entitate care să depindă cumva de administrația centrală. Cum vă spuneam, e o propunere de lege în Parlament care a evoluat deja pe circuitul parlamentar. Noi am fost de asemenea invitați să ne spunem punctul de vedere și suntem în curs acum de a elabora o opinie. Acest lucru nu se poate face fără consultarea Parlamentului. Cine sunt principalii sfătuitori în elaborarea unui plan pentru cetățile dacice? Păi avem direcția de patrimoniu.
din minister, avem consilierii mei pentru patrimoniu și pentru arheologie, care sunt cercetători, persoane foarte calificate să deruleze astfel de programe și politici, și arheologii care din regiune, care întreprind săpături și care cunosc foarte bine zona.